Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu a aprobat azi planul de măsuri urgente privind igienizarea Spitalului de Arș din București. Printre activitățile vizate se numără igienizarea secției de terapie intensivă, a blocurilor operatorii și a spațiilor de cazare. De asemenea, se are în vedere înlocuirea ușilor de acces și în saloanele pentru pacienți cu uși glisante cu senzori, dotarea cu echipamente, mobilier pentru unitatea de transfuzii și săli de operație, includerea în schema de personal a unui post de infecționist și angajarea unui epidemiolog. Potrivit Ministerului Sănătății, planul mai include achiziția unei stații de clorinare a apei uzate și instalarea de dispensere pentru dezinfectanți de mâini la intrarea și ieșirea din toate saloanele și toate spațiile în care se oferă îngrijiri medicale. Termenul de îndeplinire estimat este de 30 de zile de la virarea fondurilor necesare, proces care a demarat deja la Ministerul Sănătății în regim de urgență.